Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. În Sfânta Scriptură găsim foarte multe exemple de oameni care au fost învingători, dar și oameni care au pierdut din cauza faptului că s-au uitat înapoi, au ezitat și au fost nehotărâți în lupta aceasta a credinței. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vedem acele exemple de oameni care s-au uitat înapoi și oameni care nu s-au uitat înapoi atunci când au pornit pe drumul acesta al credinței, astfel încât au ajuns până la biruință. Viața este plină de provocări, viața este plină de descurajări și de elemente care aduc asupra noastră momente de umbră, momente de uh, descurajare, momente de întristare, însă. Uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, găsesc atât de mulți oameni care, deși au trecut prin greutăți, au trecut prin probleme, nu sunt ca sfinții pictați în icoane care arată brilliant și care n-au probleme, ci arată ca acei oameni autentici care trec prin probleme, care au suferințe, care au necazuri, se ridică și merg mai departe și prin Harul Lui Dumnezeu sunt viruitori. Este, extraordinar, este extraordinară Scriptura, dragii mei, și cea mai tare carte și cea mai puternică în a schimba viețile cuiva. De aceea în seara aceasta vreau să vorbim despre uh, acest uh, imperativ, nu te uita înapoi. În Cartea Genezei, întâlnim acel episod în care ni se povestește despre viața lui Lot, momentul în care Dumnezeu a decis să nimicească Sodoma și Gomora prin mijlocirea lui Avram. Dumnezeu uh, încearcă să negocieze cu el de la 50, 45, 40, 30, 20, 10 oameni buni dacă voi găsi în Sodoma și în Gomora, nu voi nimici cetățile și cu toate acestea Dumnezeu n-a găsit nici măcar 10 oameni care să poată fi salvați. Dacă e să ne gândim la Lot, săracul de el avea familie acolo, avea soția, avea fetele, două erau nemăritate acasă, Restul erau maritate în Sodoma, era o mare problemă să iasă de acolo, pentru că dacă ar fi fost singuri, era mult mai ușor. Dar pentru că erau și uh, copiii acolo în Sodoma, era foarte greu să se desprindă, măcar că nu suporta viața de acolo, nu suporta nelegiuirea oamenilor din Sodoma. Cu toate acestea. Uh, îngerii au venit și l-au smuls și au zis ieși și du-te la munte ca să fii salvat. Nu te uita înapoi, era poruncă, nu te uiți înapoi. Când ai pornit pe drumul acesta cu Dumnezeu, când ai pornit pe drumul schimbării, nu te mai uiți înapoi, zici, oare am făcut bine, n-am făcut bine, sunt ok, nu sunt ok, uh, ce ar mai trebui să iau din spate? Nu. Când ai pornit, te duci înainte cu Dumnezeu. Porunca era cât se poate declară. Însă, nevasta lui Lot, spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 26 din capitolul 19, cartea genezei, s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Poate că există momente în viața ta în care ai avut regrete, și toți avem regrete, pentru că am luat anumite decizii pe care le-am văzut că nu sunt bune. Și atunci când ai văzut că ai luat decizii care nu sunt bune, atunci e normal să ai regrete. Te uiți în amintiri. Însă în momentul în care știi că ai luat o decizie și este bună și cedezi și te uiți înapoi pentru că ți este frică de viitor, ți este frică de provocări, ți este frică de necunoscută, ți este frică de ceea ce te așteaptă și ți este lene să depui muncă ca să mergi mai departe, să crești spiritual, intelectual, din punct de vedere a sănătății, financiar, de ce nu, atunci înseamnă că ai o mare problemă. Și s-ar putea să pierzi foarte mult, pentru că oamenii lui Dumnezeu nu se uită înapoi când au pus mâna pe plug, ci merg înainte cu puterea lui Dumnezeu. Nevasta lui Lot, după ce a fost scoasă din Sodoma și a văzut minunea lui Dumnezeu că i-a scăpat cu viață, s-a uitat în spate. Și în momentul acela s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Nu ai vreme să eviți, nu ai vreme să eziți, nu ai vreme să, să stai și să te gândești oare e bine că l-am ales pe Dumnezeu sau nu, oare este bine să fac sacrificiul ăsta sau nu, oare am făcut prea mult sau prea puțin. În momentul când ai pornit cu Dumnezeu, du-te înainte. În momentul când te apuci de o anumită lucrare, nu mai sta să eziți și să te gândești, a, e prea greu, a, trebuie să muncesc prea mult, a, trebuie să fac atâtea sacrificii. Dacă tot stai să te plângi la fiecare pas, să găsești câte o scuză, te demotivezi, îți mănâncă energia de mersul acesta de nehotărâre. Când vrei să faci ceva, apucă-te și te-ai dus săgeată. Nu mai sta să tot, e zis, să bați pasul pe loc. Dumnezeu i-a zis lui Lot, scapă la munți, fugi, cât poți de mult. Și gâfâind a zis uh, Lot, vai, vai, doamne, stai că e prea departe, n-am rezistență la maraton. Lasă-mă să ajung măcar la cetatea asta la țoară. E atâta de mică, zice, bine, hai că te las să ajungi măcar aici. Dar și cetatea asta e la fel de stricată ca și celelalte. Dar îți fac și hatărul ăsta. Pentru că Dumnezeu este bun și are răbdare cu noi. Și a intrat în țoar. Și când a intrat în țoară, a început să plouă foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora. Viața și mântuirea, dragii mei, sunt pe sens unic. Odată ce ai pornit în viață, mai poți să dai timpul înapoi. Din momentul în care ai tras prima gură de aer când te naști în lumea aceasta, viața merge pe sens unic, spre moarte. Și bineînțeles, dacă vorbim de, de, altă dimensiune a vieții, spre mântuire sau spre pierzare veșnică. Viața nu se mai întoarce. Clipele pe care le ai acum nu se le mai ai niciodată. Viața merge pe sens unic. Ocaziile, se spune în popor, au moți. Și dacă nu le prinzi atunci oportunitățile și nu le fructifici, pierzi. De aceea, în momentul în care Dumnezeu i-a chemat pe oamenii săi la o anumită lucrare, nu i-a cocoloșit, nu i-a legănat, nu a stat să le dea o mie și una de explicații, ci le-a arătat că pot să facă imposibilul cu ajutorul Harului Său. Un astfel de exemplu, îl avem și în cartea Exodului, că vorbim de mersul înainte, da, nu te uita înapoi, mergi înainte. În cartea Exodului la capitolul 17, după ce uh, au ieșit din Egipt, după ce au trecut Marea Roșie și acolo când apele se întindeau în fața lor și era imposibil, Dumnezeu a zis unde să treci? Păi treci prin mare, te duci înainte. Cum? Prin mare? Da, uite, eu despic marea. În stânga și în dreapta voi face zid de ape și veți trece prin mijlocul mării. Pentru că așa sunt eu, Dumnezeu, cu mine mergi numai înainte. Noi nu, la stânga, la dreapta, înapoi, încă 50 de kilometri, mă mai duc încă 5 metri înainte, mai merg încă 20 de kilometri înapoi, la stânga, la dreapta, nu, cu Dumnezeu nu merge așa. Dumnezeu te duci înainte, pentru că așa spune El. Și n-ai voie să eziți aici, n-ai voie să, să stai și să te tot gândești. Și asta îmi place la Dumnezeu, că te provoacă la maxim. Este extraordinar. Pe cei care nu vor să facă nimic cu viețile lor, îi lasă așa, să se ducă, să trăiască doar ca niște vegetale. Însă viața lor nu înseamnă nimic. Viața lor nu are nici cap, nici coadă, este așa, doar biologică. Dar nu au aspirații, nu au dorința aceasta puternică să realizeze anumite lucruri, nu! Viața și mântuirea sunt pe sens unic. După ce au trecut Mare Roșie, n-au învățat absolut nimic și au ajuns la Refidim. Și știți, în pustie, refrenul lor era Navem. Nu avem apă, nu avem mâncare, nu avem pâine, nu avem, nu avem, nu avem. Mai știți oameni care sunt cu refrenul ăsta? Nu avem. Nu avem, ne este greu, e scump, nu știm, nu putem. Astea sunt expresiile oamenilor neputincioși și pierzători în viață. Ei poți vedea, sunt așa și foarte ezitanți și uh, au expresii, nu știu, nu sunt sigur, să vedem, uh, poate, posibil uh, ne mai gândim, ne mai rugăm ăștia mai spirituali, să, să tot roagă ăștia, toată viața să tot roagă. Să vedem ce o vrea Domnul, dar în ce -o vrea Domnul ăla este toată nebuloasa gândirilor și tot ceea ce înseamnă mai nesigur și se ascund în spatele Domnului. ce vrea Domnul? Dar ce vrea Domnul cu viața ta? Habar n -ai. n ai nicio orientare. Ori la oamenii ăștia se poate vedea o direcție. Dumnezeu a zis lui Lot să iasă din Sodoma. Mai ești din Sodoma, unde să ajung? Lasă o să vezi. Dar ți a dat direcția. Ești din Sodoma și te duci spre munte. Lui Moise i-a zis, scoți poporul din Egipt și îl duci în țara Canaanului. E adevărat că a avut multe probleme, a avut multe provocări, însă știa care este direcția lui. Și nu s-a mai uitat înapoi. Odată ce a acceptat misiunea din partea lui Dumnezeu, chiar dacă a avut momentele lui de șovăială, chiar dacă a avut momentele lui de descurajare, totuși Moise a rămas în lucrarea lui Dumnezeu și a mers în fruntea poporului. La Refidim, spune Cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 17, cartea Exodului. Toată adunarea copiilor lui Israel, fiți atenți, nu vorbim aici de, de 2-3, toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Bustia Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Și știți ce se întâmplă atunci când ai de inconveniente și de greutăți în viața ta? Începi să te plângi. Nu doar că începi să te plângi, începi să cauți vinovați, începi să acuzi, începi să fii atât de visceral în mânia asta încât îți vine să-i mănânci în dinți pe cei care îți fac atâta rău și nu ți împlinesc dorințele tale. Însă am o întrebare. De ce ar trebui cineva să fie atât de interesat de problemele tale. De ce? Când am venit încoace coace dinspre Brașov pe tren, erau două duduițe care uh, se plângeau că n-au prins loc decât la fără taxe la facultate. Va, ele, o oh, să dau atâția bani pentru facultate, auzi, ca să mă duc la facultate. Și de la Brașov până în București n-au făcut altceva decât să se macheze, să se fardeze și să-și facă unghiile. Asta a fost toată preocuparea lor. Dar pretenția să prindă locuri, domnule, la fără taxă, că sunt atâta de deștepte de n-ai văzut din alea. De ce să facă Dumnezeu concesii pentru tine? De ce ar trebui să stea cineva după tine dacă ție nu-ți pasă de viața ta? De ce trebuie să te plângi atât de mult? Oare nu cumva e problema și la tine? Poporul chinuit de sete a început să cârtească. Și spune aici că poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce îi spitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. Și zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt? ca să ne facă să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? De parcă acolo în Egipt o duceau atât de bine ca la hotelul de 5 stele cu extra all inclusiv. Egiptenii stăteau cu pui fripți, cu curcani împănați, cu pești, trași așa la saramură, la storceag, la ce vreți domn dumneavoastră, cu icrișoare de sturioni, să vină să le facă meniu la săracii evrei care erau robi. Dădeau bătaie, nu le dădeau nici paie și puneau să-și facă normele. Însă așa este omul cu gândire limitată. Găsește întotdeauna scuze și caută țapi ispășitori pentru toate neajunsurile din viața lui. Dacă este cazul, caută și la Dumnezeu caută și la slujitorii lui, caută peste tot. Pentru că nu-și asumă eșecurile din viața lor și nu-și asumă responsabilitatea pentru viețile lor. Domnul trebuie să le dea ca un mare, mare galanton care le face servicii de asistență socială. Statul trebuie să le dea, guvernul trebuie să le dea, patronul trebuie să le dea, tot altcineva trebuie să le dea ceva. Și aici nu vorbesc despre cererea unor drepturi, ci despre o atitudine generalizată față de viață și față de existență. Poporul stătea acolo chinuit de sete și începea să cârtească împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și-au să mă ucidă cu pietre. Tendința este să te răsucești pe călcâie și să te întorci, să te răzgândești, să renunți. Însă Dumnezeu zice, nu te uita înapoi, drumul este pe sens unic doar înainte. Și de data aceasta, Dumnezeu îi dă o lecție de leadership lui, lui Moise și spune așa, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Îmi place mult Dumnezeu. Este extraordinar. În cele mai grele momente și în loc să vină zic, zică, vai Moise, vai, dar atâta de greu îți este, cu un nătânge ăștia, cu... ar fi fost pe bune, justificată cu și asta. Cum îi mai suporți? Vai, dar cum să te jignească pe tine omul meu, slujitorul meu, vai de mine. Uite, hai că te mângâi puțin pe cap, să streacă treacă supărarea asta. Da, de unde? Dumnezeu te vrea puternic. Și spune, Moise trezește-te, wake up. Treci în fruntea poporului, ia toiagul și cârmuiește conducei. Condui. Lasă-i în pace cu toate cârtelele lor. Pentru că în momentul în care oamenii văd că ești hotărât și ai o viziune și poți să le rezolvi problemele, chiar dacă nu te înghit atât de mult, pentru că nu au alte alternative și alte soluții, și de silă vin după tine. Însă dacă dai înapoi și ești nehotărât și începi să vii cu explicații, cu scuze, cu toate celelalte, unii sunt în stare să te mănânce în dinți. Păi ne -ai scoți din Egipt, ne-ai adus aici și acum ne spui că ce? Pietroiu și gata, am terminat cu tine. Treci în fruntea poporului, Ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta, nu înapoi a ta, nu în stânga, nu în dreapta, înainte cu Dumnezeu, doar înainte. Da? Când vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă. Copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Și așa s-a întâmplat. Dumnezeu a zis, eu stau în față, tu vii după mine, lovește în mine, Moise. Este o lecție și aici pe care ne-o dă Dumnezeu. Noi credem că necazurile, nemulțumirile, bârfele celorlalți și loviturile sunt pentru noi. Însă Dumnezeu zice, Moise, lovește-mă pe mine. Pentru că tot ceea ce te lovește pe tine ca om, îl lovește în primul rând pe Dumnezeu. Să nu crezi că Dumnezeu nu-i pasă, să nu crezi că Dumnezeu nu știe despre ce este vorba în viața ta, să nu crezi că Dumnezeu este indiferent. Dacă treci prin greutăți, Dumnezeu este acolo. Dacă treci prin foc, zice, voi fi acolo. Dacă vei trece prin ape, sunt cu tine. Ca să te izbăvesc, să te călăuzesc. Dumnezeu este primul care a luat loviturile. Lovește și de mine va ni apa. Mai departe vine o altă provocare. După ce au avut apă, a venit Amalek să-i atace. Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Exact acolo i-a văzut însetați, i-a văzut mai dezorientați, așa. Și a zis, nu, acum e momentul să îi atacăm și să îi prădăm. Atunci Moise a zis, lui Iosua, îmi place foarte mult atitudinea lui Moise, zice vai, nu, uite vezi, acum am avut problema cu apa, acum am avut cârtelile lui ăștia și acum mai vine grămadă peste capul nostru și problema asta cu Amalek și uneori se îngrămădesc în viața ta atât de multe probleme, dar dacă ai o atitudine din asta așa uh, demotivantă și uh, pesimistă, va fi infernală grea de, de grea viața cu tine Însă dacă ai mentalitatea aceasta a oamenilor lui Dumnezeu, va fi mult mai ușoară. Cu toate că vei avea greutăți, dar viața va fi mai ușoară, pentru că atunci când ești în luptă, atunci ai adrenalina aceea și ești, ești foarte entuziasmat. Credința în Dumnezeu îți dă putere. De asta spune și Pavel, compară lupta credinței cu lupta unui soldat. Băi, te încinci cu platoșa neprihănirii, ei scutul credinței, coiful mântuirii, Râvna Evangheliei, sabia Duhului Și te duci în față, te lupți Nu stai să tot Vai, cât e de greu, și asta Și cealaltă, și ha, deja gata Suntem, nu După toată cârtirea poporului După toată nemulțumirea Vine Amalek Acum să atace Și mă, se rămâne calm Și zice, alegeți câțiva bărbați Iosua, te ocupi de arme Ești om de arme și ești la luptă împotriva lui amalec. Iar eu stau și vândem. No, Moise a stat să se roage, dar era prezent acolo. Și-a pus să țină mâinile în sus ca semn că el este acolo, este prezent, ca simbol al credinței, ca și păstor spiritual, ca om care este trup și suflet lângă cei care luptă și până seara, a ajutat de Aron și Hur, a ținut mâinile sus pentru ca Dumnezeu să izbăvească pe poporul său. Să știți, dragii mei, că un popor cu lideri nehotărâți și nemotivați este pierdut. Este groaznic să ai așa ceva. Niște lideri care nu știu, ce facem? Întrebăm pe Domnul, ce facem? Hai să facem încă un comitet, ce facem? Păi nu știm. Când e vorba de sacrificiu, când e vorba de hotărâre, păi nu știm, nu știm, hai să ne vedem de interesele noastre fiecare și gata. Aia lucrarea lui Dumnezeu lasă în pace, o să o facă cine vrea. Însă Moise spune cuvântul că le-a spus, eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise, a ieșit să lupte împotriva lui Amalek, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful muntelui. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și a așezut sub ea. așezut pe Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta și mâinile lui au rămas întinse până la Sfințitul Soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul și poporul lui cu tăieșul sabiei. Dacă ar fi fost un indiferent din ăsta, a ai zis, Aia, am dat și eu de greu, Doamne, lucrarea ta, asta e bine, e ok, poartă de grijă, așa o atitudine din asta de nepăsare, de... Nu. Moise, omul lui Dumnezeu, a fost cel care a susținut în rugăciune, a rămas acolo, lângă popor, iar Iosua, omul de arme, omul credinței, omul de acțiune, e foarte bine să ai oameni din ăștia. Sunt oameni spirituali, foarte bine orientați, care fac strategii, care se roagă, care administrează foarte bine tainele lui Dumnezeu, dar nu sunt oameni de acțiune pragmatică. Înțelegeți ce vreau să spun. Sunt oameni care sunt foarte buni ca sfătuitori, ca păstori, ca... Oameni care te ascultă, te sfătuiesc, te învață din cuvântul Lui Dumnezeu, te încurajează, ai nevoie de ei Și sunt oameni care rup oase, sparg ziduri, merg înainte, nu sunt atât de uh, prezenți cu cuvintele la ei și cu Dar sunt oameni pe care te poți baza, oameni de acțiune am întâlnit și am în viața mea astfel de oameni și mulțumesc Dumnezeu pentru ei. Nu știu să vorbească așa cum vorbesc eu, dar <laughs> sunt acolo când am nevoie de ei. Și mulțumesc Dumnezeu că nu sunt toți uh, cu darul vorbirii, că altfel nu ne-am mai descurcat. Dar ai nevoie și de oameni de acțiune, de oameni care să știe, mă, unul cu unul face doi, fac doi. Uh, aici trebuie făcut asta, aici trebuie făcut asta, ordonăm lucrurile, așezăm și totul este în regulă. Sunt tot duhovnicești, sunt tot oameni care... Fac lucrarea lui Dumnezeu, dar în alt fel. Ei, Iosua, fiul lui Nun, era om al rugăciunii, era om credincios, era un strateg extraordinar. Și de asta e bine ca în lucrarea lui Dumnezeu să lucrezi pe daruri. Nu dacă pe ăla e îl pui dirijor că vineam cu nu știu cine. Sau îl pui prezbiter, habar n-are să predice pentru că nea, dă bine acolo ca să fie. Băi, n-are dar de așa ceva. Lasă-l în pace. Vrei cu tot din adinsul, tu părinte, să-l faci popă? El nu are nicio treabă cu așa ceva. Și chinui și districtele, îl chinui și pe el și tătea unul zicea, bă, bă, ce să mai predic? Mai dă și mie niște idei, că nu știu ce să mai predic. Păi, na. Și ce să-i spui? Bă, n-ai chemare pentru așa ceva. Ești bun pe orice, pe IT, pe altceva, dar nu ești bun pentru asta. Nu ai chemare pentru așa ceva. Ori în cuvântul lui Dumnezeu nu o să vedeți să cheme Dumnezeu pe cineva care nu are nici înclin, nici în mânecă cu subiectul respectiv, numai așa, că să lucreze împotriva darurilor. Nu! Fiecare după darul lui, așa cum spune. A dat pe unii proroci, pe unii apostoli, pe unii învățători, pe alții păstori, pe alții administratori și așa mai departe. Iosua era omul pragmatic, curajos, credincios, nu avea frică. Îmi place foarte mult că după ce uh, iese Moise din, uh, din, schema istoriei lui Israel, din uh, schema activă, da, a, fost, a murit și după aceea a fost uh, înviat și luat de Domnul la cer, în uh, cartea lui Iosua, după ce a murit Moise, după ce a fost uh, îngropat de Dumnezeu, uh, Iosua continuă cu cucerirea Canaanului și să dea țara copiilor lui Israel. Și Iosua, omul lui Dumnezeu, nu cunoștea frica. Omul ăsta știa că Dumnezeu este cu el. Știa că tot ceea ce face este în planul lui Dumnezeu. Și avea acțiunea asta uh, în doi timpi. Dumnezeu îi spunea, el trecea la acțiune. Da? Dumnezeu îi spunea, du-te acolo el trecea la acțiune, pasul 2. Nu stătea, a, stai să mă gândesc, oare uh, nu-s cam mulți ăștia, oare să mă duc în mijlocul lor sau să dau cu prăștiuța din vârful dealului? Nu, când Dumnezeu îi spunea, direct în mijlocul lor se ducea. Nu cunoștea frica, pentru că avea făgăduința lui Dumnezeu și știa clar că este voia lui Dumnezeu în ceea ce face. Și atunci nu avea nicio frică. În uh, capitolul 1, Facem o mică trecere vis-a-vis -vis de hotărârea aceasta a oamenilor lui Dumnezeu prin, prin câteva episoade din viața lui Iosua. Am văzut că soția lui Lot s-a uitat înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare. Moise la Marea Roșie a trecut prin mare cu ajutorul lui Dumnezeu și a mers înainte. La Refidim, Dumnezeu i-a spus, treci în fruntea poporului și tu te înainte. Când a venit Amalek, i-a spus, mergi în fruntă-l, roagă-te, trimite-l pe Osua, mergeți înainte, nu vă dați bătuți. Acum, după moartea lui Moise, parcă lucrurile tindeau să meargă într-o direcție nefericită, însă Dumnezeu vine și vorbește lui Osua și spune așa, Robul meu, Moise, versetul 2, Capitolul 1 și 3. Robul meu Moise a murit, acum scoală-te, trece ordanul acesta tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vi-l dau, cum am spus lui Moise, făgăduința lui Dumnezeu. Și Iosua a băgat aici în memorie cuvintele lui Dumnezeu și a zis, ok, atâta vreme cât eu ascult de Cuvântul lui Dumnezeu și fac ceea ce spune Dumnezeu, n-am de ce să mă tem. De multe ori ne stresăm în viața noastră, vai, ce o să fie, ce o să fie. Poți să fie ce vrea Dumnezeu. Tu faci tot ce poți, lupți până la ultima picătură, nu stai uh, să vedem ce o fi. Tu faci tot ce ține de tine, iar Dumnezeu are grijă de rezultate. Iosua a știut că atâta vreme cât face voia lui Dumnezeu, el va fi în planul Lui Dumnezeu. Și a mers înainte. A trimis iscoadele la Erihon. După aceea, în capitolul 3, spune Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim, cu toți, locuit, cu toți copiii lui Israel, au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte. Înainte să treacă Iordanul, da? Unde? Înainte? Cum? Prin Iordan? Da! Și aici oferă o lecție Iosua. Și spune, prima dată, trec preoții. Dar nu așteptați să vin. Nu, voi cu chivotul mergeți înainte și în momentul în care se moaie piciorul în Iordan, Dumnezeu despică apele. Nici mai devreme, nici mai târziu. Asta înseamnă să acționezi hotărât, să știi ce vrei. Și așa s-a întâmplat. Zice versetul 15 din capitolul 3. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, că Ciordanul se varsă peste toate marurile lui în tot timpul secerișului, apele care se pogorâseră din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam până care este lângă Țartan, iar cele ce se pogorau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Înainte. Nu, pe aici, nu, nu. Înainte. Nu te uita înapoi, zice Dumnezeu. Dacă drumul spre Canaan trece prin Iordan, te duci pe acolo. Dacă trece prin mare, treci pe acolo. Dacă trece prin greutăți, prin probleme, prin secetă, prin foamete, te duci pe acolo. Viața și mântuirea sunt pe sens unic. Capitolul 5. Momentul în care noua generație este tăiată în prejur, cei peste sub 20 de ani care sără din Egipt, despre care Dumnezeu va zice că sunt singurii care vor intra în țara Canaanului, da? Ajunge acolo, în fața Erihonului, poporul împreună cu Iosua, prăznuiesc Paștele și în momentul acela mana încetează să cadă. Și la un moment dat, Iosua vede pe cineva. Și așa cum era obișnuit, om de arme, pune mâna pe sabie, zice, ești dintre ai noștri sau dintre dușmani? Te las sau... Și zice, nu, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Și a scos încălțămintea din picioare și s-a plecat înaintea lui Dumnezeu. Iosua nu cunoștea frica decât de Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegeți că oamenii lui Dumnezeu, și aici nu vorbesc despre lipsa de respect, că și ingratitudinea și lipsa de respect, unii o cataloguează ca fiind demnitate și lucruri de genul ăsta. Nu. Cui datorez respectul, de respectul. Însă, de la oferirea respectului până a deveni un slugarnic și un lingușitor, este o diferență foarte mare. Și sunt atât de mulți oameni care și-au și -au cedat demnitatea pe care le-a dat-o Dumnezeu și nu mai au niciun fel de direcție, nu mai au niciun fel de coloană vertebrală în viață. Iosua nu s-a plecat înaintea nimănui decât în fața lui Dumnezeu. Și în capitolul 5 este în versetul 13 până la 15 descris lucrul acesta. Căpetenea oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintea din picioare că și locul pe care stai este sfânt. Apoi, dacă vorbim despre luarea Erihonului, versetul 12, Iosua s-a sculat cu noaptea în cap. Asta este un like motiv. Apare de foarte multe ori în cartea lui Iosua. Să știți că Iosua nu era un mare somnoros. Aaaa! Hai să ne scarpinăm după urechi. Să, să știți că dacă sunteți foarte somnoroși, nu realizați mare lucru în viață. Și acum nu zic de o zi, de două, o săptămână în care tragi cu ardă un pic lucrurile și te trezești un pic mai târziu. Dar oamenii care dorm foarte mult de obicei vor fi loser în viață. N-ai cum să, să te prindă ora 8, 9, 10, 11, 12 în pat și după aia tu să te plângi că îți merge rău. spune proverbe, domnule. Uite, Uite-te la furnică, leneșurile și învață de la ea. Toată vara muncește, toată vara lucrează, face, învață de acolo. Uite și eu, o insectă poate să învețe ce înseamnă hărnicia. Iosua, dis de dimineață, apare de mai multe ori în, în cartea care poartă numele, la motivul acesta, dis de dimineață, pe când era întuneric, însă, încă de tot, Iosua era acolo, avea viziunea, știa ce trebuie făcut, când se trezeau somnoroșii, Spunea, băieți, uite, asta avem de făcut. 1, 2, 3, hai, mergem, facem acolo, atacăm acolo, ne păzim în partea asta și facem lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 12, Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. S-au sculat, zice versetul 15, în zorii zilei și-au înconjurat în același fel cetatea de șapte ore. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ore. Și bineînțeles, Ierihonul cade. De ce? Pentru că exista un om care știa tot înainte, așa cum zice Dumnezeu. Consecvență, seriozitate și în felul acesta Dumnezeu poate să lucreze în viața ta. Dacă ești nehotărât, dacă ești azi așa, mâine te răzgândești, ești nemotivat, nu muncești, ești leneș, cauți scuze, nu vei realiza absolut nimic în viața ta. Absolut nimic. Dacă mai ești și fricos pe deasupra, e dezastru. Capitolul 10. Când au văzut uh, popoarele cananului că gluma se îngroașă și că Iosua e de luat în seamă, știți ca o mică paranteză, în, uh, în al doilea război mondial, uh, japonezii nu au luat în uh, serios celelalte armate și au zis, ce sunt Avem armată imperială, mă, noi suntem grozavi. Până când au început să fie bătuți de niște armate din astea mai mici, dar foarte bine motivate, uh, pentru că i-au ignorat. Dacă nu ești cât se poate de serios și consecvent, uh, s-ar putea să nu te ia nimeni în serios. În momentul în care au văzut victoriile pe care le-a avut, pentru că la început poate au zis, a, a venit și beduinul ăsta de pe câmpie, fugari de până Egipt, acolo au venit și ei să-și caute un loc. Hai să îi stârpim pe uh, toate lăcustele astea care au venit peste noi. Însă în momentul în care au văzut că încep să cadă împărații, au început să-și pună probleme și să ia lucrurile în serios și să se teamă de Dumnezeu. Dacă în viața ta nu ai realizări de niciun fel, oamenii nu te vor respecta. Și nu vor respecta nici pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, din viața ta, cel imaginar, este un Dumnezeu de loser. Ori Dumnezeu nu crește loser lângă El, nu crește oameni pierzători. S-au coalizat mai mulți împărați, capitolul 10, la Gabaon. Gabaonul era o cetate întărită și când au văzut cananiții, că gabaoniții vin cu vicleșug și uh, au încheiat pace cu Israeliții au zis, mă, trebuie să ne coalizăm pentru că altfel e rău de noi. Și spune aici că Adonii Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Afia, împăratul Lachisului și lui Debir, împăratul Eglonului, suiți-vă la mine și ajutați-mă ca să bate în Gabaon, că ce-a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel. Și acum va trebui să atacăm. Bineînțeles că Iosua, care i-a luat sub protecția lui și a dat cuvântul, a jurat în numele Domnului, a venit să-i apere. Și fiți atenți! Oamenii din Gabaon au trimis veste, veniți să ne apărați și oștile lor, zice, au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteși, Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Făgăduința lui Dumnezeu. Pasul 1. Pasul 2. Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Marș forțat, băieți. Și a venit peste ei, a tăbărât și a învins. Și nu doar că i-a învins. Erau atât de mulți că nu mai putea să-i bată, nu-i ajungea ziua. Și Iosua, în credința lui, în nebunia credinței, a zis, Doamne, nu mai am timp fizic. Te rog, oprește timpul, oprește soarele. Pentru că trebuie să împlinesc făgăduința ta. Dăm resursa aceasta de timp. Și se roagă Nimeni n-a mai făcut rugăciunea asta de atunci încoace și pe nimeni n-a mai ascultat Dumnezeu în felul acesta. Oprește-te soare asupra gabaonului și tu lună asupra văiei aia al Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris soare în Cartea Dreptului. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Nu a mai fost zica aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, și Domnul lupta pentru Israel. Și să știți că lucrul ăsta a fost dovedit într-o seară la știri, auzeam, s-a găsit ziua lipsă din calendarul astronomic în vremea lui Iosua, Soarele a stat aproape 24 de ore, 23 de ore și ceva Și restul de 30 ceva de minute Îl găsim atunci când a stat pe cadranul lui Ahaz În momentul în care Ezechia a cerut un semn de la, de la Domnul da? Și puse cap la cap găsim ziua aceea în, în astronomie Așa că Biblia, dragii mei nu doar pentru motivul ăsta este de crezare. Și dacă n-ar fi spus astronomia lucrul ăsta, tot aș fi crezut. Pentru că spune Dumnezeu. Însă avem un motiv în plus să vedem că ceea ce spune Dumnezeu în cuvânt nu sunt niște povești de a dormit copii, ci chiar sunt realități. Și soarele a rămas sus, timpul a stat în loc pentru că omul lui Dumnezeu, Iosua, om pragmatic și om credincios în același timp, s-a rugat și soarele a stat pe loc. Și ultima mare bătălie pe care a dat-o Iosua, capitolul 11, descrisă din cartea care poartă numele Marea Bătălie de la Apele Merom. Acum și-au dat seama că într-adevăr n-au de-a face doar cu o armată, ci au de-a face cu însuși Dumnezeu. Și s-au coalizat toți, erau câtă frunză și iarbă, cu care de fier, cu cea mai înaltă tehnologie tehnologie, mult spus, tehnică de luptă care exista atunci. Și zice versetul 4, au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu el, alcătuind un popor fără număr ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și care de fier în foarte mare număr, cai și care în foarte mare număr. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de au tăbărât împreună la apele Merom ca să lupte împotriva lui Israel. Na, acum e acum. Până acum, Iosua, poate că te-ai descurcat, poate că nu știu ce, dar acum ce să mai faci? Care este drumul, dragii mei? Înainte. Cum înainte în mijlocul? Înainte. Pentru că Dumnezeu spune lucrul acesta. Și la fel, când celelalte situații, Dumnezeu vine și spune, nu te teme, apare de, de zeci de ori, de sute de ori expresia asta în Scriptură, nu te teme, în diferite declinări și diferite forme. Nu te teme, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te teme de ei pentru că o să vezi, eu îți dau izbânda, nu te teme, de ce? Pentru că primul Moment în care omul s-a temut a fost acela în care n-a mai crezut în Dumnezeu și n-a mai crezut în Dumnezeu din cauza neascultării. Te temi pentru că nu ești pe linia pe care vrea Dumnezeu. Te temi pentru că nu ai încredere în Dumnezeu. Te temi. Și Dumnezeu îi spune, nu te teme. Căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel, cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. Cea mai mare eroare de tactică. Cum să te bagi în mijlocul lor, frate? Că te mănâncă ăștia, te înghit, te strâng în cerc și gata, te-au măcelărit. Nu! N-a avut frică. De ce? Pentru că atunci când ești hotărât și atunci când știi ce vrei, și atunci când ai credință și atunci când împlinești planul lui Dumnezeu, n-ai cum să pierzi. N-ai cum să pierzi. Și Iosua a știut lucrul acesta. Și după această mare biruință, Iosua a împlinit tot ceea ce i-a spus Dumnezeu. Versetul 15 spune că Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise, și de Moise lui Iosua n-a lăsat nimic neîmplinit din, ceea ce, din tot ceea ce poruncise lui Moise Domnul. N-au rămas deloc, Anachim, versetul 22, în țara copiilor lui Israel, n-au rămas decât la Gaza și la gat și la Asdod. Împărații biruiți, capitolul 12, este o listă mare, 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 cu toți împărații pe care i-a biruit Iosua împreună cu Israel. Și versetul 24 spune, peste tot 31 de împărați. 1 împotriva la 31 de împărați. Calculați voi, este mult, este puțin să te bați cu atâtea armate, cu atâtea neajunsuri, cu atâtea provocări, cu atâtea riscuri și în toate Iosua a rămas drept a mers înainte așa cum i-a spus Dumnezeu. Și a venit și vremea să se facă împărțirile. Și în loc să-și ia partea leului, să zică, bă, eu aleg primul, a lăsat pe toți să-și aleagă și așa a ales în muntele lui Efraim o parte de moștenire. Și la sfârșitul vieții, el, omul lui Dumnezeu, care a luptat pentru binele lui Israel, care a păstorit poporul prin pustie după ce a murit Moise, care a călăuzit în toate victoriile pe care le-a avut împreună cu poporul susținut fiind de Dumnezeu împotriva cananiților, Iosua rămâne la fel de vertical chiar împotriva popularității oferite de popor și le transmite un ultim mesaj pe care aș dori să îl avem în vedere acum la încheiere ca să vedem direcția pe care a avut-o acest om al lui Dumnezeu și nu doar el aceea de a rămâne întotdeauna lângă Dumnezeu și lângă cuvântul său. La cea din urmă adunare la care a participat Iosua, îi provoacă, pentru că începuseră să se dedea la idolatrie, începuseră să meargă pe căile neamurilor, începuseră să nu mai facă lucrarea lui Dumnezeu, începuseră să nu mai cucerească, începuseră să fie de lăsători. Și le-a spus așa, Versetul 14. Acum temeți-vă de Domnul, slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le slujiți, le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui veți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji. Domnului. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu ne luăm după majoritate, nu ne interesează ce zice cu tare, ce zice cu tare, ne interesează ce spune Dumnezeu. Și ceea ce am făcut până acum voi face și de aici încolo. Nu-mi schimb discursul, nu-mi schimb uh, voința, nu-mi schimb principiile, nu-mi schimb uh, lucrurile la care am ținut atât de mult. Pentru ele am luptat și le voi păzi până la sfârșitul vieții. Acesta a fost Iosua, omul lui Dumnezeu, care nu s-a uitat înapoi, care nu a regretat, care nu a zis, oare am făcut bine sau n-am făcut bine, ci a mers cu Dumnezeu până când și-a dat ultima suflare. Dragii mei, viața va avea multe provocări de aici încolo și sunt sigur că vor fi momente în care veți fi nesiguri, și nu veți ști ce să faceți. Însă în momentul în care îl aveți pe Dumnezeu, aveți cuvântul său și puterea lui alături de voi, mergeți doar înainte. Nu vă uitați deloc înapoi. Nu regretați că l-ați ales pe Dumnezeu. Nu regretați nicio clipă că ați ales calea mântuirii. Pentru că viața și mântuirea sunt pe sens unic. Și spune Domnul Nevrei, cine se uită înapoi nu este vrednic de mine și de iubirea mea și de credința și de dragostea mea. Așa că mergi înainte și niciodată nu te mai uita înapoi, până când Dumnezeu va hotărâ atât în viața aceasta, cât și în viața viitoare.